În spatele meu sunt 100 de produse promovate de influenceri, iar astăzi le vom testa să vedem dacă sunt ce trebuie sau nu. Primele produse pe care le vom testa este această cola care, după cum știți, e promovată de Shelly și toată lumea, iar acest pop cola care e promovat de toți treperii, după cum știm. Iar Robițu va trebui să ghicească care e care legat la ochi. Înainte să începem, care crezi că e mai bună, pop cola sau cola? Păi care s-a le-a promovat de treperii? Pop cola. Pop cola. Din aceasta o să o punem prima oară și hai să turnăm. Hai, cum se aude. Aha, să-i pop cola, că se aude. Ok, ia, bea aici, bea aici, bea aici. Am auzit după cum s-a turnat că e pop cola. Ce notă dai? 10. Asta e Coca-Cola. Ce? Coca-Cola. E sigur? Din păcate ai pierdut, asta nu era crezi. Pop cola. Bă, bune, asta era pop cola și asta cola. Dar care ți se pare mai bună totuși? Cola, parcă avea gustă cola-cola. Cola să ne intre banii și nouă, noi nu-i sponsorizat. Shelly, ne auzim la telefon, zic eu. Hai să trecem la următorul produs. Următorul produs este Cubeti, ceea ce a promovat și Mitsu. Și el a numărat câte cuburi se află într-o pungă de Cubeti mare. Vlad, că o pungă mare de Cubeti are exact 241 de cuburi, wow. Și m-am gândit să văd dacă chiar sunt atâtea câte zice el. Așa că vom desface punga asta acum și vom vedea câte cuburi sunt. 1, 2. Scrieți în comentarii câte cubulețe credeți că sunt și o să vă dau o inimioară. 10 cubulețe. 11, 12, 13. Am continuat să număr fără oprire, dar mi-era extrem de poftă pentru că cubulețele Cubeti sunt foarte, foarte delicioase, după cum știți. Cam așa arată 50 de cubulețe și punga nu prea s-a golit. 51. 52. Nu prea mai dura mult și am ajuns la 100 de cubulețe. Pune numărul eu acolo cubulețele. Vreau să-i mulțumesc lui Matey, de la care m-am inspirat și pentru acest video. Și dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați, pentru că mai bine de 90% dintre voi nu sunteți abonați. Și hai să facem noi 50.000 de abonați cât mai repede. 200 de cubulețe. Am continuat să număr cu toate, că era destul de obositor, dar nu m-am lăsat bătut și într-un final am aflat că o pungă de Cubeti mare are exact 270. Eu am aflat că sunt 270 de cuburi Cubeti, iar Mitsu a zis 241, dar acum, momentul adevărului, hai să gustăm, să vedem cum sunt, dacă se merită sau nu. Geniale, pe bune. Mamă, ce bune sunt. Recomand Cubeti, dau nota 9.50, acum hai să trecem la următorul produs. Următoarele produse sunt acești biscuiți de la Poieni, promovat de Shelly și Mădălin, dacă mai țineți minte când a făcut campania aia cu... Tu mai ții minte, nu? Da. Așa, și niște biscuiți random din Mega. Și acum pur și simplu o să-i testăm să vedem care e mai bun și îi desfacem pe ăștia, primii. Haide, băi, vezi că ăștia-s buni. Ăștia-s buni. Sincer, sunt super buni. Lăsați 10 din 10. Acum. Ia niște Poieni. Mereu o ia mai ieftin, o să fie mai bun. Au gust de căpșune. Dar astea sunt parcă sunt ceva. Sunt ceva mai bun. Au și o textură similară. Parcă sunt mai bun, pur și simplu. Acum hai să trecem la următorul produs. Următoarele produse au fost Prime, băutura promovată de Logan Paul și KSI și o apă cu vitamine dintr-un magazin. Iar eu cu Robițu am băut, am așteptat puțin și după am făcut un mare Skanderberg să vedem cine câștigă. Prime sau apa cu vitamine din magazin? Din fericire a câștigat Prime-ul și putem spune că este un produs chiar foarte, foarte util. Următoarele produse sunt niște noodles de la Noodle Pack și unii de la Plic, care au costat 5 lei, cred. Shelly a promovat noodle pack-ul și ăștia nu i-a promovat nimeni, săraci de ei. Dar acum voi încerca să ghicesc care e care. Ăștia sunt făcuți în casă, ăștia de la noodle pack și haideți să vedem. Am crocanțe așa. Zici? Adevărat. Da, sunt buni. Chiar sunt buni. Ai gura mare că vine avionul. Mamă, ai dat, ai făcut de boală pe aici. Hai, dă-le o notă. Ăștia sunt mai buni. Ăștia sunt mai buni. Ultimii sunt cei de la noodle pack și ăștia sunt de 5 lei. Ăștia, sincer, sunt mai buni. Le dau nota 8, 9 chiar, că se reci. Și ăștia 6, ceva de genul. Dar acum hai să mâncăm și să trecem la următorul produs. Următoarele produse sunt de la patiseria Matei, respectiv Luca. După cum bine știi, Shelly a promovat patiseria Matei în episodul lui din La Muncă. Și sincer, cea mai mare diferență dintre acestea două este prețul. Un Matei picant a costat 2,50 lei, mi se pare, iar un Luca picant 5,50 lei. Deci este o diferență de mai mult de jumătate. Iar Robițu m-a pus la încercare să gust și să văd care e care. Și din păcate sau din fericire am ghicit ăla de la Luca, acela de la Matei. După părerea mea, Luca e mai bun, n-am nicio problemă cu Matei, dar asta e părerea mea. Și acum hai să trecem la următorul produs. Următoarele produse nu sunt aceste sticle de cola și de Pepsi, și sunt aceste Mentos și Holtz. După cum știi, Mentos e promovat de foarte mulți influenceri și o să vă las acum pe ecran câteva cadre. Și acum vom testa în primul rând gustul și după vom face ceva super, super interesant. O să punem Mentos în asta și Holtz în asta. Să vedem care explodează mai rău. Păi vezi că pe aia trebuie să o sugi. O sugi.
Vedem noi acum. Nu-mi place. Sincer, nu-mi place. Cred că o pun direct aici. Facem așa, uite. Facem așa. Nu? Zero! Din păcate. Ne mâna asta, Mentos? Da. Hai să vedem dacă merge, ca pe YouTube sau nu. Hai, bun. Stai că așa. Merge unul, merge unul. Ia, ajută. Bă! Pune mai multe. Ia uite, uite, uite ce faci, uite ce faci. Oho, mai pun una? Acum amestecăm. Hai, călgeți! Nu s-a întâmplat nimic, băieți, dar hai să trecem la următorul produs. Următoarele produse sunt această husă de la Mobile Fox și această husă luată din piață, cred. Asta de la Mobile Fox, după cum știți, este sponsorizată de Zbâr și toți ăștia buni. Dacă vă doriți suse mișto de la Mobile Fox, folosiți codul STEFU16 și aveți o mega reducere, mai ales un flash sale. În weekend, adică cu 55% reducere, deci cumpărați-vă și o husă aici, că chiar se merită și o să vedem acum dacă se merită sau nu. Pentru început o să le aruncăm pe jos, să vedem care e mai rezistentă și după o să le aruncăm și de la geam. După cum vedeți, nu s-a spart niciuna. Adică sunt intacte. Hai mai sus un pic. Ia. Ambele sunt intacte. Adică da, înțeleg și eu. Până la urmă e plastic, dar acum hai să mergem la geam să vedem dacă se sparge vreun. Bun, băieți, momentul adevărului, avem husa normală și cea de la Mobile Fox și acum o să le aruncăm de la peste 50 de metri. Doamne ajută, Mobile Fox, hai, te rog eu frumos să-și ia oamenii husa cu codul meu. Hai să vedem! Intactă și cealaltă? Uite acolo, uite acolo. Și cam atât a fost și cu acest vlog, băi, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă comentați părerea în comentarii, am zis-o și eu, subscribe acolo și să facem și noi 50.000 cât mai repede. Până data viitoare, eu am fost Ștefu, pa, pa! Ce a rămas până aici, vreau să fac un mare, mare anunț, un băiat foarte, foarte talentat, de 9 ani a scos o piesă mega bombă pe care am ascultat-o și care îmi place. The Răzvi Pink îl cheamă, nu știu dacă îl știți, a făcut sute de mii de vizualizări pe Instagram cu două reel-uri și piesa se numește 1-0, așa că merită neapărat să o ascultați, vă las și aici pe ecran un pic din ea, pentru că sincer mie mi se pare cea mai tare piesă făcută de un copil de 9 ani și urez tot succesul din lume, dacă mai faceți noi piesă două cu el. Scrieți în comentarii ce părere aveți de piesa asta și hai să vă las cu piesa. Ok, Răzvi, știi bine că banii încasez, vine vara, e căldura, mă vezi toată ziua în Benz, e grabă, fac o sumă pe hater, interesez, tot ce vreau este să bubui și să nu mă intersectez, doar cu fer, ce-mi văd de rău, știi că-i pun pe jos, mersul tău zici că e de fraiera mea, știi că-i...